Medpark a înscris o altă premieră în medicină autohtonă. O pacientă diagnosticată cu triplu anevrism cerebral a fost operată pe creier fără a fi atinsă de bisturiu. Intervenția de loc obișnuită pentru medicina moldovenească a fost realizată de către doi profesioniști din Moldova și Turcia, talentul și experiența cărora au un cuvânt greu de spus în medicina internațională. I made the first embolization in Turkey in 1990 and it's about 25 or 24 years I've been making this kind of neuro interventions. Am fost foarte multe ori, am fost lumea în lung și în lat, începând cu Las Vegas și terminând cu New York sau cu Tokyo sau unde vreți, dar am văzut ce folos te uiți în afara țării. Problema e să faci acasă. Circa 20% dintre pacienții moldoveni diagnosticați cu anevrism cerebral se sting din viață după ce nu au cerut la timp ajutorul medicilor. Până acum, cei care sufereau de afecțiuni cerebrovasculare erau operați prin metode tradiționale și urma o perioadă lungă de recuperare la spital. Cei doi profesioniști au apelat însă la o nouă metodă populară în Occident, care i-a salvat viața pacientei și i-a permis să plece acasă la numai o zi de la intervenție. Prin vasele sanguine, deci se introduce un ghid, se ajunge până la... prin vasele cerebrale, se introduce o chestiuță, deci un clip care rămâne acolo în creier, ca și cum ar fi o injecție intravenoasă. Atâta traumatism a suferit pacientul. Astfel, prin intervenția pe creier fără bisturiu, Medpark a reușit să înscrie o nouă pagină în istoria medicinii autohtone. Succesul s-a datorat de asemenea echipamentului performant de care dispune primul spital internațional din Moldova, dar și a echipei medicale, profesionalismul căreia este recunoscut peste hotare. We have all the infrastructure here. We have angiography here, and the team is perfect. They are very used to make such operations. Evident că suntem mândri de a aduce tehnologie noi, contemporane în țară. Pacienții merită să fie tratați la cele mai înalte standarde. Premiera înregistrată de Medpark reconfirmă statutul spitalului de promotor al serviciilor performante și inovațiilor medicale. În scurt timp, intervențiile chirurgicale inofensive vor deveni accesibile tuturor locuitorilor țării, pentru că vor fi efectuate la primul spital internațional din țara noastră. Sănătatea ta are acum un nume, Medpark.